Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! În episodul de astăzi vreau să vă arăt cum putem conserva ardeii capia pentru iarnă, pentru a ne putea bucura de gustul lor copt, dar fără conservanți și fără oset. Iar la sfârșit o voi spune un secret pentru care acești ardei pot fi păstrați pentru mult timp. Mai întâi, am spălat ardeii, am început să-i pun în tavă, ei se pot coace fie la cuptor, iar dacă stați la curte, puteți să-i coaceți pe grătar, pe disc. În cuptor se coc la 220 de grade pentru aproximativ 20-25 de minute. Voi coace toți ardeii, iar apoi voi reveni să vă spun și restul rețetei. Stați aproape! Am copt prima tură de ardei, iar acum ardeii vom pune într-un vas peste ardei vom pune puțină sare. Între timp am mai băgat o tură de ardei la copt. Așa. Iar acum punem puțină sare peste ei și lăsăm acoperiți pentru 20 de minute. Revenim. Între timp am început să curăț prima tură de ardei. Dacă primul secret este să lăsăm ardeii cu sare pentru 20 de minute, al doilea secret este să îi punem la scurs și să colectăm acest suc al lor. Aceștia au început să lase puțin suc. Acest suc pe care îl vom colecta îl vom pune deasupra ardeilor după ce îi punem în borcan. Am mai scos încă o tură de ardei de la copt. Pe cei din tavă îi punem tot așa cu sare, timp de 20 de minute. O primă tură de ardei a stat deja la scurs. Ei trebuie să stea la scurs minim 2 ore. Vor lăsa un suc. Acest suc trebuie colectat. Am spus că este un al doilea secret. Sucul trebuie colectat. Iar acum vom pune ardeii în borcane. Luăm un borcan pe care l-am spălat și l-am sterilizat și cu mâna punem. Acești ardei merg foarte bine pe lângă friptură, pe lângă tocănițe. Îi presăm bine. Nu îi umplem până în buza borcanului, dar ce trebuie să punem deasupra din sucul lor. Facem loc să se așeze lichidul peste tot în borcan. Ca și cantitate, fiecare își pune cât dorește. Eu am o cantitate de 5 kg de ardei. Am pus și suc. Iar acum, ca un al treilea secret, sigilăm borcanul cu o linguriță de ulei. După ce
Umplem toate borcanele, le punem la foc, pe baimarii, pentru 30 de minute din momentul în care apa dă în clocot. Sper că această rețetă să vă fie de folos. Așa arată. Vă doresc spor la treabă, că tot este sezonul conservelor pentru iarnă. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal și vă place ceea ce postăm, nu uitați să vă abonați. Este complet gratuit. Iar pentru cei care ne apreciați munca și sunteți deja abonați, vă mulțumim din suflet. Până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!